mâine, pe scena Filarmonicii Naționale, va avea loc un concert deosebit. În acest an se împlinesc 250 de ani de la nașterea marelui Beethoven, marelui compozitor german, un compozitor care rămâne extrem de actual și astăzi, așa că este o oportunitate numai bună ca să descoperiți, ca să îl descoperiți sau să redescoperiți compoziția acestui mare, mare nume. Discutăm așadar despre concertul de mâine cu următorii noștri invitați. Este vorba despre domnul Mihail Agafița, dirijor, director artistic al Filarmonicii Naționale. Bună seara, domnule Agafița! Și îl salutăm și ne pare tare, tare bine că putem să-i spunem bine ați venit, domnule Gabriel Croitoru, unul dintre cei mai mari violoniști ai timpurilor noastre. Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult! Am și așa, emoții, nu știu de unde să începem. Domnule Agafița, da, poate ne spuneți dumneavoastră așa, ne faceți o scurtă prezentare a ceea ce se va întâmpla mâine pe scena Filarmonicii. Pe 250 de ani este o cifră rotundă, respectiv Beethoven este sărbătorit în întreaga lume și noi evident că nu aveam cum să rămânem oarecum în urmă și respectiv ne-am asumat și noi acest eveniment care sperăm să fie, deci noi lucrăm pentru asta, sperăm să fie unul foarte frumos, pentru că Beethoven a fost un mare compozitor, un mare deschizător de drumuri, deci un compozitor care merită să aibă o asemenea seară. Știu că nu este pentru prima dată când domnul Cristea se află la noi, nu-i așa? Cum domnul Croitor, iertați-mă, cum este de fiecare dată când veniți la Chișinău? Și vă întreb asta pentru că știu că vă leagă și o prietenie de domnul Agafița. Pentru mine e o bucurie de fiecare dată de câte ori revin în cadrul acestei filarmonici, care, una după părerea mea, e una dintre cele mai bune. Și aici nu e vorba numai de laudă, e probabil și din cauza prietenii care ne leagă și mai am și alte, să spunem, cunoștințe în domeniul artistic și muzical, care mă fac să revin de fiecare dată cu bucurie la Chișinău. Ce ați pregătit pentru concertul de mâine? Ce creații vor răsuna pe scena Filarmonicii? Deci vor suna două creații monumentale, concertul pentru vioară și orchestră Opus 61 pe care maestru Gabriel Croitoru îl va cânta în calitate de solist și Simfonia Eroică. Deci asta este una dintre, de fapt e Simfonia numărul 3, dar este prima simfonie care reprezintă revoluția pe care, da, între ghilimele să zicem așa, pe care a adus-o Beethoven în muzică, pentru că conține foarte multe elemente stilistice noi pentru vremea respectivă, chiar și durata simfoniei, care este mult mai mare față de ceea ce a scris el, primele două simfonii sau ceea ce se scria pe vremuri, simfoniile de Haydn, Mozart sau cu atât mai mult ceea ce se scria mai devreme. Deci Beethoven a adus foarte multe inovații și cred că aceasta a fost prima lucrare unde acesta se observă. Este o lucrare minunată, foarte frumoasă, monumentală, după cum spuneam, și în general rolul acestui compozitor a fost foarte mare pentru întreaga omenire, pentru că el de fapt a schimbat viziunea oamenilor despre muzică, el a schimbat rolul compozitorului în general în societate, pentru că până la Beethoven, compozitorul era oarecum compozitorul medieval sau renascentist, era oarecum în slujba bisericii, a aristocrației, deci dependent oarecum de cel în slujba căruia era. Ori odată cu Beethoven lucrurile s-au schimbat, deci compozitorul a devenit un artist adevărat care a început să creeze din propria necesitate pentru oameni, pentru sine, pentru sufletul său și uite că Beethoven a realizat lucrul ăsta care este un lucru absolut fenomenal. Iar raportat la simfonie concret, a fost scrisă și dedicată lui Napoleon Bonaparte, este un detaliu foarte interesant, dar asta pentru că Beethoven era de fapt fascinat de personalitatea lui Napoleon, de Revoluția franceză pe care o reprezenta și în general de spiritul revoluționar care domina Europa pe vremea respectivă, dar în momentul în care află că Napoleon s-a autoproclamat împărat, Beethoven rupe foaia de titlu complet și denumește Simfonia Eroica, pentru că muzica respectivă cântă, de fapt, este o odă tuturor eroilor care îl fascinau pe Beethoven. Unul dintre eroi respectivi era Prometeu, titanul care a furat focul și ne l-a oferit nouă oamenilor. Așa, și cred că mai multe nu spun, pentru că sunt multe de povestit. O să povestesc și mâine, în cadrul concertului, unde
unele dintre aceste momente, dar cel mai bine este să cântăm. Noi muncim foarte mult cu orchestra și concertul de vioară respectiv tot este o lucrare foarte importantă care intră în repertoriul tuturor marilor violoniști și este o lucrare care nu este deloc simplă, pentru că nu orice violonist o poate cânta, deci trebuie să ajungi la o anumită maturitate ca să-ți permiți să abordezi lucrarea aceasta. Din câte știu, în conservator este și interzis, nu? Deci nu se cântă. La noi la facultate este se cântă, da? No, la unele poate, din câte știu, nu prea se permite. Ori maestru Gabriel Croitoru interpretează lucrarea cu o maestrie absolut deosebită și cred că aici ar trebui să povestească și despre vioara care maestru... Deci din 2008 am deosebită onoare și bucurie de a cânta pe vioara care i-a aparținut maestrului George Enescu, pe care am obținut-o în urma unui concurs de atribuire a dreptului de folosință. Deci sunt comodatarul acestui magnific instrument favorit de Giuseppe Guarneri în 1731 la Cremona. Ce să spun, e o încântare să ajungi, gândindu-ne că sunt 60 de instrumente de acest gen în toată lumea, să ajungi să, în puținele ocazii în care apărăm pe scenă, să cânți pe un instrument care a făcut atâtea sute de ani deja, iată, suntem la aproape 300 de ani de când vioara asta există, a trecut prin multe mâini. Îmi dau seama cât de multă grijă trebuie să aveți absolut, de acest instrument. Dar e o încântare, nu știu, deci mie mi se pare că cu toții atindem să ajungem vreodată să atingem un instrument de genul ăsta, mă refer la instrumentiști. Acum, că nu ajunge toată lumea, e foarte adevărat. Dacă reușești însă să obții, chiar și ca și comodatar, așa cum sunt eu, dreptul de a cânta pe o vioară de asemenea valoare, chiar dacă e numai sentimentală și tot e important. Dar instrumentul ăsta e chiar foarte frumos, e foarte bine întreținut. El de altfel face parte din categoria tezaur a României. Mă rog, este sigur în custodia și în patrimoniul Muzeului George Enescu, Muzeului Național George Enescu din București. Și iată, îl cânte Gabriel Croitoru de vreo 10-12 ani. Să știți că acum în minte mi-apar tot felul de întrebări de genul atunci când călătoriți în avion, unde, cum o păstrați, cum foarte aproape, cum țin, așa. Foarte aproape, nu? Permanent. Asta e tot. Maestre, ați cântat pe cele mai mari scene ale lumii și de asta ziceam și la început, e o bucurie tare mare că Mulțumesc. O să cântați mâine pentru publicul de la Chișinău. Există diferențe între publicul din diferite țări? Cred că e o întrebare pe care vă pune da, multă lume. Cu siguranță există, pentru că chiar dacă programele sunt aceleași, nu întotdeauna, să spunem, tandemul solist-dirijor sau dirijor-solist, cum vrei să spui, e același. Și chiar și pentru noi, de fiecare dată, este o experiență nouă, chiar dacă ne cunoaștem și chiar dacă am cântat de foarte multe ori împreună, chiar și același concert, nu cred că se întâmplă să cânți de două ori la fel. Că nu suntem roboți, suntem și noi niște oameni care suntem dedicați momentului respectiv. De să și spunea la un moment dat, au fost foarte mulți artiști de-a lungul vremii care au susținut că nu vor să facă imprimări pentru că imprimarea nu îi reprezintă. Se reprezintă un moment, zice, eu nu mă simt reprezentat de un singur moment al vieții. Și atunci ăla o să rămână, zice, ca și cum mi-a pus cineva o etichetă în frunte. Da și nu, e discutabilă chestia asta. Însă noi ne bucurăm, îi mulțumesc încă o dată prietenului și... Și noi mulțumim că ați venit. Și iată, suntem în fața unui concert care sunt convins că va ieși unul foarte bun. Așa. Apropo de, nu știu, de această colaborare, simbioză între solist, dirijor, orchestră, se întâmplă să nu existe o, nu știu, o înțelegere, o chimie între acești actori, să zic așa? Se mai întâmplă, dar nu anul între noi. La noi nu e cazul, nu. Se întâmplă, da. Se întâmplă, bineînțeles. Nu întotdeauna ai alături pe cineva cu care poți să te înțelegi imediat. Și atunci, sigur că cu toții deja, după o primă colaborare, ne dăm seama dacă suntem sau nu compatibili. Și de-aia și insistăm, pentru că la noi nu există incompatibilități. Așa. Aveți grijă să faceți și o repetiție tot timpul? Se întâmplă să urcați pe scenă fără să faceți o repetiție înainte? Cel puțin una
E necesar. Trebuie făcută în cazul nostru. Deci avem două la dispoziție cu orchestra, sigur că sunt mai multe, pentru că orchestra trebuie pregătită timp mai îndelungat. Dar am repetat cu maestru Gabriel Croitor astăzi și mai avem mâine repetiția generală. Am înțeles. Aveți emoții înainte de a urca pe scenă și ce fel de emoții? Dacă ar fi să vă spun așa cum trebuie, să vă răspund ca la carte, ar fi că avem emoții constructive, ceea ce e foarte adevărat. Pe de altă parte, emoțiile ca atare, cel puțin în ceea ce mă privește, ele nu mai există, că de atâția zeci de ani de cât când pe scenă s-au cam tocit, s-au cam dus și nu cred că sunt cele mai constructive într-un moment artistic cum e un concert. Însă emoțiile, cum spun, constructive, care practic te fac să trăiești emoția momentului și a publicului, că până la urmă interacționăm și cu publicul, chiar dacă nu ne dăm seama întotdeauna, publicul este cel care cumva te stimulează sau din contră. Se poate întâmpla. Să vă destabilizeze uneori? Da, mi s-a întâmplat, de exemplu, că în primul rând era câte un copil care buțea din picior sau, nu știu, cineva care foșnește un program sau, nu știu, îți distrage atenția, un moment de... Ți-ai ieșit din... Am înțeles. Da. Apropo de copii, că ați menționat, maestre, de regulă când priviți către sală, ce fel de oameni vedeți în sală? Și dacă sunt și adolescenți, tineri, diferite categorii de vârstă, e o întrebare pentru ambii. Eu de regulă văd toată sala ca un tot întreg, deci ca o entitate, întreg publicul. Sigur că se mai întâmplă să mai observ și anumite detalii, anumite fețe, dar mă bucură totuși că tinerii vin la concert și asta îmi dă speranță că muzica clasică și cultura va da noi veșnic. Da, eu zic că, din punctul de vedere al solistului, cel care vede mai bine, că dirijorul stă cu spatele la public. Publicul e unul interesat de genul nostru muzical, pentru că altfel n-ar fi prezent la concerte. Și asta nu face decât să ne, cum să zic, să ne dea imboldul de a reveni și de a atrage cât mai multă lume către sălile noastre de concert. Maestre, dacă îmi permiteți, vreau să menționez acest lucru. Fiica dumneavoastră vă calcă pe urme. Da, deci are 30 de ani, Simina, e doctorand de la noi, imediat își susține teza de doctorat și are ore la noi la facultate, la București. E o violonistă de excepție a generației ei și mă bucur că ați menționat, vă mulțumesc. Ce să spun, întotdeauna știți cum e, și cioara și laudă puiul. Mi-e greu să spun despre Simina altfel decât de bine, chiar dacă pot părea subiectiv. În cazul de față nu cred că e cazul, pentru că chiar este vorba de o fată foarte bună la fel. De asta și v-am întrebat, că e o poveste așa frumoasă. Da. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Și noi mulțumim și n-aș vrea să încheie interviul nostru fără a duce sincere mulțumiri Institutului Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, care ne-a ajutat la organizarea acestui concert. Și muzeul, da, care ne-a pus la dispoziție viara. Exact. Mulțumim tare mult. Mulțumesc. Vă mai așteptăm cu drag.